Familia în cauză este din satul Archia, situat în imediata vecinătate a municipiului Deva. Din cei 6 membri ai familiei, în starea cea mai gravă se află tatăl micuților. Copiii, 3 fete și un băiat, prezentau semne de somnolență, iar alături de părinților, cu toții au rămas internați la spital pentru îngrijiri medicale. Copiii sunt în stare gravă pentru că sunt destul de mici, erau somnolenți, dar reacționau la o serie de stimuli. Tatăl este însă cel mai grav bolnav dintre toți membrii familiei. El a așteptat mașinile ambulanței și smurd în stradă, dar ulterior starea sa de sănătate s-a degradat rapid, devenind comătoasă. A declarat dr. Călin Dumitrescu, purtător de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță Deva pentru Ager Press. Pentru salvarea victimelor a fost formată o echipă din mai mulți medici specializați pe urgențe, boli interne, neurologie și pediatrie, care a examinat pacienții și va aplica procedurile necesare în asemenea cazuri. Medicii au dedus din ceea ce au reușit să relateze mama copiilor că ciupercile au fost culese în cursul zilei de marți, după care au fost gătite și mâncate. Din acest motiv, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică atrag atenția populației asupra riscului la care se expun persoanele care consumă ciuperci culese din mediul natural sau cumpărate de la persoane particulare. Având în vedere că este posibil o evoluție gravă, uneori letală a bolii, intoxicația cu ciuperci trebuie considerată o urgență medicală majoră, fiind obligatorie apelarea numărului de urgență 112 și prezentarea imediată într-un serviciu medical de urgență. În județul Hunedoara, din păcate, în fiecare an apar cazuri de intoxicație cu ciuperci. În 2014 au fost înregistrate 11 cazuri, în 2015 3, iar în acest an, până în prezent, s-au înregistrat deja 6 cazuri.